Bun găsit, dragi prieteni ai dialogurilor între minte și inimă. În această seară vom vorbi despre reprogramarea matricei nașterii. Invitata mea este doamna Liliana Stanciu, trainer EFT și Matrix Reimprinting, pe care o salut cu această ocazie. Sărut mâna, Liliana, și bine ai revenit la dialoguri între minte și inimă. Avem un subiect de care nu am mai auzit, eu personal, mi se pare o noutate absolută, subiectul promite, ca să zic așa. Noi am vorbit foarte des la emisiunea noastră despre EFT, despre Matrix Reimprinting, mai nou. Au fost niște emisiuni care mie mi-au reîntregit bagajul de cunoștințe cu foarte multe lucruri pe care nu le cunoșteam. Dar îți propun, înainte de a începe să vorbim despre reprogramarea matricei nașterii, fiindcă tot a fost ai avut o mică pauză de apariție în emisiune în ultima parte a verii, să-mi povestești câte ceva despre ce ai făcut în aceste luni. Mă refer mai ales la minunatele călătorii inițiatice pe care le-ai desfășurat. Bine că n-ai spus vacanța de vară, pentru că a fost o perioadă de lucru intens pentru mine, lucru în călătorii inițiatice, așa cum ai spus, lucru personal, lucru de cercetare, de explorare, de verificare a unor lucruri pe care le simțeam. Deci a fost o perioadă plină pentru mine, dar nici nu mă dau la o parte să spun că am îmbinat utilul cu plăcutul. Călătorii fiind, putem concluziona că vacanța s-a împletit cu perioada de muncă. Au fost și așa e și frumos, iulie, până la urmă. Așa e frumos și cam așa se petrece cu multă lume. Dintre cei care ne urmăresc chiar, sau mai ales dintre cei care ne urmăresc, care își dau voie ușor, ușor să mai elibereze din frici și să îmbrățișeze și să facă ceea ce simt intuitiv, ceea ce simt potrivit să facă. În felul ăsta reușim să facem cu bucurie lucrurile și să avem rezultate deosebite. Nu numai materiale, dar și materiale. Da, chiar e un subiect pe care ar fi interesant să-l abordăm o dată, cum să lucrăm în bucuria inimii, cum putem fi antreprenori în bucuria inimii. O idee care mi-a venit acum. Da, în luna iulie a fost o călătorie pe care am făcut-o și am organizat-o în Brazilia, o călătorie inițiatică, și acolo am primit un anume semn, și când spun semn, chiar îi încurajez pe toți să își dea voie să primească semnele astea sau să creadă cu adevărat că le primesc în momentul în care au idei noi, în momentul în care li se încălzește inima, dar nu numai metaforic, așa cum mi s-a întâmplat mie după a doua ceremonie inițiatică în acel complex de 4-9 zile în care am stat cu 4 călătorii, astfel de călătorii inițiatice. După a doua ceremonie am avut o stare, bineînțeles că stările sunt nu atât euforice cât de călătorie interioară, de concluzii, de schimbare de paradigmă. Noi avem niște emisiuni pe temele acestea ale călătoriilor inițiatice, da. Și am primit un semn, mi s-a încălzit inima, asta înseamnă semnul. Deschizând un e-mail, un mesaj, era anunțul unei călătorii în India. Exact cum s-a întâmplat cu Brazilia cu un an în urmă, n-aveam niciun plan pentru India, niciun buget, nicio activitate prevăzută pentru toamnă. Se presupunea că în luna octombrie stau în București pentru cursuri, absolut din cer picată, dar am urmat acest semn interior. Nu știu cum să fac să încurajez pe toți să facă. Pare într-adevăr un act de curaj să faci niște acțiuni, să iei niște decizii fără să știi unde ajungi,
în termen de rezultat, exact, fără să știi unde ajungi, nu ca locație, ci în termen de rezultat. De ce te duci acolo, de ce cheltui banii aia, ce faci, ce explorezi, adică să știi doar o bucățică din... Nu înseamnă asta un pic de renunțare la toxicitatea controlului excesiv? Da, asta fiindcă înseamnă. Avem această tendință asta noi ca oameni. Asta înseamnă renunțarea la control, pe care nu o poți face neapărat încercând să renunți la control. E un joc, un dans. Noi, prin toate tehnicile pe care le expuneți aici la acest post de televiziune și despre care am vorbit și eu din cele care mă animă pe mine, asta urmărim în ultima instanță. Predarea controlului, iubirea și acceptarea de sine. Cam astea ar fi la pachet pilonii creșterii spirituale, interioare, ca creșterii noastre, ca ființe. Și predarea controlului e necesară pentru a descoperi, pentru a-ți da voie să fii în flux, să curgi. Da, pentru a putea să trăiești cu adevărat până la urmă, da, că la asta revine totul. Da. Punctual, pentru că noi folosim astfel de cuvinte de multe ori în dezvoltarea personală, predat controlul, curgi în flux, dar lumea zice, bine, bine, spune-mi, am rate de plătit, aia, adică și punctual, eu ce fac? Punctual, da, ce fac? Ce fac acasă? După ce închid emisiunea asta, televizorul, și voi nu mai vorbiți despre predarea controlului, eu ce fac cu mine? Păi respira adânc și cauți. În prima instanță zic că este o practică, un exercițiu de conectare cu corpul. În primul rând, să vezi unde ești tu, cum ești, ce simți. Și când zic cu corpul, zic cu corpul fizic, mental și emoțional. Tot timpul, dacă vă amintiți în emisiune, eu tot zic că mergem braț la braț sau mergem cu aceste trei abordări. Niciodată nu mă mai refer la mine ca la mine în corp sau mine numai la nivel mental despre gândurile mele sau numai despre ce simt. Cumva trebuie să fie la pachet toate, da? Și dacă stau cu mine și mă întreb cum mă simt fizic, după ce am închis emisiunea, ce gândesc? Păi gândesc că eu nu pot să fac chestia aia sau mie mi-e greu sau o grămadă de lucruri gândesc, da? Le pot pune pe hârtie sau pot doar să le observ. Și ce simt ca emoție? Deci cum mă simt fizic, cum mă simt mental, ce gândesc, cum mă simt emoțional? Păi poate simt fizic, am o strânsoare în stomac când mă gândesc la o decizie sau un gând, sau poate am un regret. Este un exercițiu de atenție pe viața noastră, pe corpul nostru, fiecare, de a rămâne în acel prezent despre care vorbește toată lumea. Da, îmi iau paharul, beau și când fac asta, ce simt din aceste trei puncte de vedere, fizic, mental, emoțional? E un exercițiu de a rămâne în prezent, care aduce, mie mi-a adus binecuvântarea, exersarea acestei stări de prezent în ultimii ani, prin lucru cu emoțiile, mi-a adus binecuvântarea acestui mă predau. Dincolo de exercițiile pe care le-am și pus pe site în direcția asta, că avem și instrumente de exersat așa, la nivel de intenție mental. Dar dincolo de asta, chiar e practic, nu, m-am lămurit de mult că toată mișcarea asta de dezvoltare personală este o mișcare naturală a omenirii, suntem datorită vremurilor pe care le trăim. Da, e dorința noastră de a urca de mai bine. De a fi în flux. Da, și ele exact chiar sunt aplicabile. Adică e, dincolo de cuvinte și de ce învățăm în cărți, chiar sunt instrumente simple de aplicat. Așa m-am conectat eu la această încurajare pe care am primit-o din interior, respectiv inima care s-a încălzit, și am zis trebuie să ajung acolo, exact cum mi-a fost clar că trebuie să ajung în Brazilia, fără să știu de ce voi da în India. Și bineînțeles că a fost o călătorie extraordinară. Acolo am întâlnit un călugăr tibetan despre care chiar îmi doresc să vorbim într-o emisiune viitoare, pentru că am depovestit lucruri care s-au întâmplat acolo. Foarte frumos. Ceea ce la pachet cu această întâlnire
i-aș zice, bănuiesc că și karmică și plină de binecuvântare pe care o simt, a mai fost o înțelegere pe care am obținut-o, încă o confirmare, pe unde te duci, dai de aceleași lucruri. Pentru că ele sunt interioare. Noi căutăm Sigur. Metode, noi vorbim de metode. Pe unde te duci și ce descoperi, exact ca vorba din popor, aceeași mărie cu altă pălărie. Același parcurs pe care îl faci interior ca să observi că viața ta, ca să ajungi la concluzia că viața ta prezentă este un rezultat al unor acțiuni, gânduri, emoții din trecut, din viața asta, deși sunt de acord că sunt în legătură energetică cu alte vieți, dar aici e iarăși o altă paranteză de deschis, de ce îmi place și prefer să lucrez cu tot ce avem în viața asta. Chiar dacă anul ăsta chiar am făcut anumite cursuri prin care am învățat să lucrez și cu evenimente numite din alte vieți, preferința mea este aceeași, să lucrez cu ce mi-e dat, cu emoțiile, plecând de la emoții și cu gândurile pentru a ajunge la o reprogramare cu elemente foarte practice din viața asta. Și mă bucur că am rămas un om practic. E foarte bine, tu ești un om foarte echilibrat. Faci un echilibru între practică și spiritualitate, dar de fapt practica este spiritualitate și spiritualitatea este practică. Absolut. Trăirile pe care le-am avut în aceste călătorii inițiatice și sunt dincolo de a putea fi explicate, deși eu am scris mult despre ele pe blog, numai practice nu sunt în termen de poveste cu care vii ca să ce? Tocmai ca să arăți sau să povestești, să împărtășești din toată această vastitate interioară și asta nu poate fi decât de trăit de fiecare pe calea lui. Da, da. Deci asta ar fi elementul mai puțin practic, poveștile mele despre locurile prin care am fost și experiențele prin care am trecut, dar în egală măsură, datorită acestor călătorii interioare, eu primesc confirmări cu vis-a-vis de munca pe care o fac și de instrumentele pe care le folosesc și da, da. Care văd că sunt prietene cu multe dintre instrumentele despre care tu vorbești și intervievezi invitații tăi aici. Adică toate ne ajută să obținem schimbarea unei stări și înțelegeri corecte vis-a-vis de viață. Or, pentru mine până acum, din cum am spus și din emisiunile trecute, EFT, adică tehnici de eliberare emoțională, rămâne instrumentul de bază pentru mine. Și pentru mine și pentru o parte dintre oamenii care rezonează la fel cu ce rezonez eu, instrument de bază pentru eliberări emoționale, adică pentru schimbare de stări punctuale, prezente. Asta ar fi EFT-ul. Matrix reimprinting, adică reprogramarea matricei informaționale, reprezintă instrumentul de bază pentru mine și pentru mulți oameni, iarăși, care sunt de acord cu mine, pentru reprogramarea unor credințe, pentru rescrierea, pentru reimprimarea unor credințe care n-au fost limitative dintotdeauna, că ne-au păstrat într-o zonă de siguranță. Sigur că da, dar și-au și rolul lor pozitiv din punctul perioadă, A în punctul B, da. Și din punctul B încolo da, devine suntem discutabil. Suntem deja în punctul X și noi da. Tot în punctul de, ca și cum ai ține piciorul pe frână. Tot în Corect. Punctul B rămânem, dar tragem de noi. Sau cu picioarele în punctul B și privirea în punctul X. Exact. Fost foarte sugestivă imaginea. Deci Matrix Reimprinting ar fi pentru această rescriere a
rescrierea trecutului, rescrierea copilăriei, rescrierea momentelor în care noi am suferit niște traume, cu tâi mic sau cu tâi mare, cum le-am numit noi de-a lungul timpului. Deci ele pot fi rescrise și îmi place extraordinar de mult, cum spune Carl Dawson, școala care și pe mine m-a acreditat ca trainer și pe eliberări emoționale și pe Matrix Reimprinting, spune niciodată nu e prea târziu să ai o copilărie fericită. Asta mi se pare dincolo de orice, și poate cineva spune, da, eu am avut o copilărie fericită. Da, dar au fost în unele momente care te-au marcat în copilăria asta fericită sau care te-au determinat să tragi niște concluzii și să mergi prin viață, poate cu picioarele pe frână în momentul ăsta acum. Atunci a fost fericită, dar ai tras niște concluzii care nu te mai servesc acum. Și asta mi se pare, spuneam, una din veștile nemaipomenite, că niciodată nu e prea târziu să ai o copilărie fericită și iată că specializare la specializare, adică nu-i de ajuns că Gary Craig ne-a adus tehnicile de eliberare emoțională cu mai bine de 20 de ani în urmă și le-a pus la dispoziția publicului larg, așa cum le folosim în zilele noastre. N-a fost de ajuns comoara asta. A venit Carl Dawson cu reprogramarea matricei informaționale. N-a fost de ajuns. Și uite că oamenii sunt inspirați, a venit și Sharon King cu o specializare la această matrice, adică Matrix Reimprinting Birth, reprogramarea matricei din momentul nașterii, matricei nașterii. Spunem din momentul nașterii, dar noi știm că e la pachet din momentul nașterii plus perioada intrauterină. Sigur. Se pare, din ce am citit, că vreo 80% din traumele noastre sunt legate cumva de această perioadă, de momentul nașterii și de perioada intrauterină. Și este cel mai greu pentru un om ancorat în realitate, într-un mental liniar, care e un instrument foarte sănătos cu care noi lucrăm și ne ajută să înaintăm prin viață, e foarte dificil să abordeze, să înghită, să digere, să primească adevărul ăsta sau statistica asta conform căruia, dacă nu se simte bine, să știi că are o legătură și cu momentul nașterii tale sau a perioadei intrauterine. Zice, mă, lași că devine din ce în ce mai complicat. Nu mai am cu ce să lucrez. Nu e de ajuns că m-ai pus să stimulez punctele energetice pe niște meridiane sau nu e de ajuns că fac atâtea cursuri de dezvoltare personală, că învăț să mă repoziționez, că folosesc afirmații, că fac programare neurolinguistică, că sunt atent în dreapta și în stânga cu tot ce mi iese pe gură și ce gândesc și ce intenții îmi stabilesc și cum îmi fac planurile și cum îmi gestionez timpul. Și lumea e copleșită de-a dreptul și înțeleg. Da. Lumea e copleșită și nu-i rău până la urmă, că e în mersul lucrurilor, e în firesc. Da, e în firesc, da, cu vremurilor să fie lumea copleșită de atâtea metode ca să aibă de unde alege și ca să exerseze și discernământul. Dar, revenind, lumea e copleșită de încă o metodă, încă o metodă. Îmi pare rău, asta, cu asta am venit cu descoperirile mele și le spun, da, este încă o metodă sau este din metoda pe care noi o facem, reprogramarea matricei informaționale, adică vieții noastre mai pe românește, însă rescrierea momentelor în care am trecut printr-o traumă, printr-o greutate și care mă impactează, mă influențează și în prezent. Deci rescrierea asta e bine să învățăm să o facem și în legătură cu această perioadă, perioada intrauterină. Corect. Hai să facem aici prima pauză din emisiune, să lăsăm intactă curiozitatea telespectatorilor și revenim pe rubrica terapii pentru trup și suflet. Sigur. Acest dispozitiv este bun dacă îl ții aproape de tine, 2,5 metri. Când obosesc prea tare, stau prea mult în picioare, mă doare coloana. Și atunci, dacă mă duc în pat și mă întind și îmi pun torserul la coloană, îmi trece aproape imediat, cam în 10 minute, un sfert de oră. Torsul m-a ajutat foarte rapid în cazul durerilor de inimă,
cum l-am pus în zona inimii, jumătate de oră, nu mai mă durea mușchiul, adică la inimă așa, deloc, adică m-a lăsat foarte repede, imediat. L-am testat timp de 2 săptămâni, l-am purtat asupra mea, mi-a amplificat biocâmpul vital în așa fel încât am avut o rezistență mult mai mare la expunerile pe care le știu din viața mea și care de obicei știu când mă obosesc. Mă durea foarte mult în partea stângă aici, sub coastă, și nu știam dacă e de la pancreas, dacă e de la colon, dacă e și știu, asta s-a rezolvat, am pus acolo. Nu știu ce m-a durut, dar mie mi-a trecut. De multe ori m-a durut capul, ocazional, deci m-am necăjit sau s-a întâmplat ceva, m-a durut capul. Și în acest caz l-am folosit, într-adevăr, și să știți că cu rezultate bune. Am folosit o banderolă de pus pe cap, l-am pus sub bandă și mi-am văzut de treabă. Mă durea foarte tare mijlocul, picioarele, nu mai puteam să merg. Mergeam în 2 bastoane, din casă nu mai ieșeam. Medicamente am luat destule, nu s-a rezolvat nimica. Și atunci am zis, singurul lucru care pot să-l mai încerc este torserul. Și am văzut că după o lună jumate dă randament. Atunci am hotărât să mai iau 2. Pentru mine torsorul a funcționat și vi-l recomand și dumneavoastră. Deci eu vă sfătuiesc pentru orice problemă de acest tip. Un torsor este un bun la casa omului. Terapii pentru trup și suflet se realizează în această seară împreună cu doamna Liliana Stanciu, trainer EFT și Matrix Reimprinting, și subiectul serii este reprogramarea matricei nașterii. Liliana, te rog să termin ce ai vrut să spui. Era ideea aceasta amplă, conform căreia oamenii poate primesc mai greu sau se întreabă cum să lucreze cu matricea nașterii, cum să lucreze cu perioada nașterii, în condițiile în care, ancorați în mental, spuneam, căutăm câteodată într-un mod destul de dificil să primim imagini, informații sau să ne conectăm la amintiri din viața asta și unii chiar spun, nu am amintiri din clasa întâi sau din anii copilăriei sau din... Și acum noi invităm să aibă amintiri cu ghilimele din perioada intrauterină. Deci este un exercițiu de imaginație, un instrument foarte important pentru omenire care a fost trecut în planul secund și chiar privit ca pe ceva neserios, dar imaginația face parte dintr-o minte înaltă și avem nevoie să lucrăm cu jocuri de rol, cu tot felul de... să ne dăm voie, efectiv, să avem încredere că dacă vine o imagine, un sunet, un miros, un gând, un orice, gândul ăla nu e dintr-o închipuire care ne vizitează absolut accidental, ci că vine din propria noastră minte, numai că una mai greu de accesat. Mie mi se pare o oportunitate pentru omenire să-și dea voie să învețe și metode de a accesa mintea subconștientă, pentru că asta facem, printre altele, când aplicăm reprogramarea matricei la momentul nașterii. Fiindcă de obicei ne accesează subconștientul pe noi și nu este bine. Procesul este unul pasiv ne și nu este viața, foarte fericit ne accesează, exact. Ne pune pe... Sunt șinele pe care merge trenul care suntem. Și care nu sunt întotdeauna cele mai fericite. Nu. Că sunt niște automatisme, niște programe. Care în proporție de, nu știu, 3/4 sunt foarte bune, că ne țin în viață și așa mai departe, dar sfertul care rămâne se poate dovedi în anumite situații destul de toxic. Ceea ce nu ne dorim să avem în
Așa că, în viață. Așa că e mai bine să inversăm procesul ca da. Să-l vizităm noi pe subconștient. Absolut. Prin orice modalitate găsim potrivit sau ne simțim inspirați, chit că ne aflăm într-un colț de lume, așa cum am fost eu, la 12.500 de kilometri de casă, într-o parte a lumii, am primit o înțelegere interioară că trebuie să ajung în altă parte. Nu trebuie, că e bine, că mi-e pentru binele meu să ajung în altă parte. În această Indie absolut fascinantă. Chiar voiam să te rog să spui câteva cuvinte cum a fost acolo, că sunt sigur că oamenii sunt curioși să audă câteva poate povești. Mai mulți oameni de la noi au fost în India mai mult decât cei care au fost în Brazilia. Eu aș vrea cumva să încurajez să exploreze cât mai multe metode de cunoaștere oriunde, că întreba cineva, dar ce la noi în țară nu se poate? Ba se poate oriunde. Ideea este că dacă simți chemarea, să-ți dai voie. Trebuie să te duci acolo unde simți, unde e locul simți. Potrivit și când e momentul potrivit pentru tine. Pentru că mie clar că oricum întotdeauna mă voi reîntoarce aici și aici este lucrarea mea. India fascinantă, ce să spun, așa cum au spus și alții înaintea mea, un mix de contraste, cum e viața noastră în timpul modern, cumva parcă condensat acolo găsești dacă în toată lumea găsești bogăție și sărăcie, acolo o găsești condensat. Bogăție interioară în primul rând, bogăție în vibrație dată de locurile în care rugăciunea este celor localnicilor este atât de puternică încât tu ești amprentat. Intri în niște stări de... Nu înțelegi cum atâta sărăcie, pentru că oamenii nu sunt legați de planul material și asta se vede din ce miroși, din ce vezi, din ce simți, din nivelul de igienă, din tot, absolut tot, din modul de viață, din hainele pe care le îmbracă sau mai degrabă nu le îmbracă, că sunt așa cum sunt foarte mulți dintre ei. Deci este șocant să vezi atâtea lipsuri aparente, pentru că ele sunt materiale, de asta zic că sunt aparente. Da. O să zici, nu, sunt evidente, da, te surprind, neplăcut, dar în același timp tu ești într-o stare foarte apropiată de cea de pace, de permisivitate, de toleranță, intri și tu în jocul ăla. Deși toate simțurile ți sunt ascuțite, claxoane, mirosuri, zgomote, aglomerație, praf, mizerie, încântare, temple, munți, ape, cumva nu știi, nu poți să spui îmi place, nu poți să spui nu-mi place, nu poți să spui lucrurile astea, ceea ce e foarte sănătos pentru noi ca oameni, să nu mai punem etichete. Deci că te duci acolo și înveți ceea ce ei fac și care e bogăția lor, de fapt te conectezi la bogăția lor. Bogăția lor este să fie detașați de rezultate, de material, să nu condiționeze. Asta e boală grea pe care noi, lumea modernă, în lumea modernă, speciei, o trăim. E boala speciei umane. A speciei, condiționarea. E dureroasă ca altceva. Totul condiționăm. O să fiu fericit, o să mă simt bine dacă, o să nu știu ce. În loc să te duci în inimă tot timpul acolo, dar nu poți să te duci acolo cu ușurință când mintea e foarte gălăgioasă. Ești acolo pe fundul ăla al gălăgiei efectiv atât de intense, deci claxoanele alea o să mă urmărească, dar cu amuzament. Totul e în aglomerație și într-un tumult
aparent exterior, că o să zici, mă, tu te contrazici că ne spui că în același timp este o pace interioară. Păi da, dar nu știu să explic altfel, pentru că, într-adevăr, în lumea simțurilor de bază totul este alert și în interior și cu toate astea totul curge. Vreau să zic că chiar am experimentat vreo două situații în care au avut loc niște accidente pe șosele. Așa. Ai zice că la modul ăla în care e mașină lângă om, lângă căruță, lângă bicicletă, lângă vacă, lângă totul amestecat acolo, ai zice că nu există nicio posibilitate să circule cineva sau să se desfășoare, rezolve ambuteiajul ăla. E cel mai simplu. Pentru că lumea își face loc fără nervi, în mod natural, cumva se descurcă, mai da. Iau unul așa, o mai iau nu știu ce. Măi, nu știu cum, ca un ghem de ață care se rezolvă, se descâlcește ușor, oamenii aia au ieșit. A venit poliția, a venit nu știu ce. Într-un haos, lucrurile s-au pus în mișcare în mai puțin de un sfert de oră. Păi cred că stăteam pe câte 2-3 ore la noi. Cred că la noi era nenorocirea. Pe autostrăzi la noi, nu da. Pe drumeagurile alea. Corect. Absolut fascinant. Deci contrastele astea și poziționarea ta într-o liniște și într-o așezare e de experimentat. Și mai e de experimentat să te trezești acolo, să vezi că n-ai aia, nu-ți place, aia nu-ți place. Și că ai avea tendința să pui etichete, dar știi că n-are niciun rost. Înveți, mă predau, ia cătă, altfel. Da. Și cred că fiecare colț al lumii îți oferă prilejul ăsta de a învăța, mă predau, în limba locului. Eu am fost animaluț de casă până anul trecut. Nu mă duceai mult în călătorii. Toată lumea zicea, mie îmi place să călătoresc. Să știi că mie nu-mi place să călătoresc și sper să nu râdă lumea de mine. Nu-mi place în sensul că neapărat să văd locuri noi, dar am învățat, nu-mi plăcea, hai să folosesc timpul corect. Nu-mi plăcea să călătoresc pentru că mă scotea dintr-un ritm al meu în care făceam cu ușurință treaba mea, creativitatea mea, creșterea mea interioară era legată de locurile astea și mi-era ușor așa. Am învățat bucuria călătoriei interioare pe alte tărâmuri și e tocmai frumusețea și ceea ce pe mine mă ajută și m-a ajutat anul ăsta a fost să realizez că este un anumit tip de creștere pe care o poți face în orice loc al lumii și din cultura oamenilor pe care îi întâlnești acolo sau din practicile inițiatice cu care intri găsești în contact. Găsești nuanța potrivită pentru creșterea personală. Da, foarte frumoasă poveste, minunat ce ai povestit, mi-a umplut sufletul. Facem din nou o scurtă pauză și revenim pe subiectul emisiunii. Sigur. De data aceasta. Școala spirituală se realizează în această seară împreună cu doamna Liliana Stanciu, trainer EFT și Matrix Reimprinting. Subiectul serii este reprogramarea matricei nașterii. Liliana, am mai observat ceva în ce ai spus tu mai devreme, care se leagă până la urmă minunat de bine cu subiectul emisiunii. Și asta mi-ai spus și înainte, și despre asta mi-ai spus și înainte de emisiune câteva cuvinte, mi-ai spus că ai cunoscut un călugăr, un om deosebit în India. Cred că ar fi o poveste foarte interesantă pentru telespectatori, așa că te rog să spui tu despre ce este vorba. Mai ales în rubrica Școala Spirituală, mai ales că e da, pică la fix. Da, și că e legat de, chiar face parte din subiectul emisiunii, pentru că eu am putut să unesc punctele, să fac puncte de legătură și să văd cu claritate, wow, de ce am fost în ianuarie în Brazilia, wow, cum am ajuns în iulie, wow, ce am primit acolo, wow, cum am fost trimisă de
dus-o la mea interioară în India. La 2-3 zile după ce am ajuns acolo, așteptam, nu eram într-o căutare, îmi vedeam de traseul excursiei, dar îmi observam o anumită așteptare, știam că e ceva semnificativ de primit acolo și am zis, ok, poate semnificativ de primit este experiența în sine, hai să fac exact acest lucru, să nu pun etichete, să n-am așteptări, adică tot timpul exersez ceea ce predau, ceea ce învăț, am oportunitatea să pun în practică în fiecare moment și zic, ok, poate nu e nimic nemaipomenit, ci nemaipomenit, ci învăț să îmi dau voie ca tot ce trăiesc să fie nemaipomenit. Și totuși, nemaipomenitul se petrece la vreo 3 zile după ce am ajuns în Rishikesh, în programul nostru, în excursii, în vizite la temple, un program foarte bine pus la punct, în care, printre alte recomandări pe care le-am primit de la organizatorul taberei, specialist fiind în aceste excursii, a spus, uite, există și posibilitatea să mergeți la niște terapii. Una dintre ele se numește curățarea chakrelor, tehnici de eliberare emoțională prin curățarea chakrelor. Bineînțeles că eu când am auzit tehnici de eliberare emoțională, eliberare emoțională prin curățarea chakrelor, ridicate, da. Am zis, oh, eliberare emoțională? Eliberare emoțională? Ia să văd cine, cum se face aici eliberare emoțională. Așa. Bănuiam că sunt alte tehnici. Mai ales că știam că sunt mult din tehnicile corporale incluse. Da, da. Și imediat m-am înscris, vreau și eu, vreau să zic că n-am fost numai la o ședință, am fost la 4 în toată această perioadă. N-am putut să mă duc la mai multe ca atât, a fost perioadă, nu te poți duce decât o dată, cam la 3-4 zile. Noi stăteam acolo 12 zile, au fost toate, adică m-a primit la 4, deși în mod normal ar fi trebuit să intru doar la 3, ca să aibă timp corpul, corpurile, hai să fim mai corect, să colecteze toxicitatea aia a emoțiilor, îi zicem toxicitate, dar nu, cred că lumea ne înțelege, deci nu se sperie când vorbim de asta. Când colectăm, când procesăm, când subconștientul primește niște informații din câmp, acum, în perioada asta în care noi facem anumite curățări, trebuie să-i dai răgaz să se actualizeze softul și să aibă efect. Da? Am făcut 4 dintre cele mai puternice. În afară de călătorile inițiatice din Brazilia, aș fi zis cele mai puternice, la egalitate cu cele din Brazilia. Cele mai puternice experiențe pe care le-am avut în viața mea, despre care ți-am cerut permisiunea să mai vorbim într-o, poate chiar să-i dedicăm o emisiune în întregime, sigur, da. În care eliberările au fost de nebănuit pentru mine. Nici nu știam că am în structuri, că încă păstrez suferințe de genul acela, care nu sunt vizibile în viața mea neapărat, în rezultate, dar sunt undeva. Da. Undeva da. Sunt, în structuri. În stare latentă, să zicem. În stare latentă și care chiar aveau și corespondent cu corpul fizic, adică am unit la puncte de legătură și am dezlegat, am asamblat la puzzle-uri anul ăsta, mă simt binecuvântată că am făcut-o prin aceste explorări. Cu condiția să ne dăm voie să facem ce simțim. Asta este. Bogăția dincolo de aceste eliberări prin care am trecut, fizice, mentale, emoționale, nu mă așteptam ca să ajung în India într-o călătorie inițiatică de un anumit fel. Mă întreba lumea, de ce te duci acolo? Zic, să mă rog, în ashramuri, să mă duc și acolo, să intru într-o stare de pace, m-am gândit înainte de plecare, dar n-am știut că mă duc să beneficiez de terapie individuală într-un mod atât de magic, da? Dar în același timp, deci ca și cum n-ar fi fost darurile destul de mari deja, am putut să fac legătura cu pașii următori, cu cursurile care se derulează acum, zilele astea, de exemplu, este prima dată când
Eu predau cursul Matrix Reimprinting după ce am fost trainuită, acreditată internațional în aprilie de Carl Dawson prin școala lui din Anglia. Acum îl predau. Săptămâna imediat următoare vine această femeie deosebită, Sharon King, care aduce Matrix Reimprinting la momentul nașterii, reprogramarea matricii nașterii. De asta am vrut să vorbim despre ea, pentru că acolo, pe masa de lucru, pe jos a acestui călugăr, călcată fiind în picioare, la propriu și la figură, în sensul rezistențele mele călcate în picioare, la figurat, și trupul, corpul călcat în picioare, fizic, în mod extrem de terapeutic, nu vă speriați. Acolo am tras concluzia, am călătorit în timp, în fracțiune de secundă, în aceste dureri, în structurile corpurilor mele, în fizic în special, am corelat niște dureri fizice și o să vorbim noi în acea emisiune, unde se termină durerea fizică. Începe înțelegerea, apare înțelegerea că n-a fost nicio clipă vorba despre durere fizică și că toată durerea fizică și a se citi și durerea din viața noastră este pur emoțional, mentală. Și o vezi, o simți cum iese din structuri când corpul nu te mai doare, ca și cum ar fi amorțit, anesteziat, dar nici urmă de așa ceva, pentru că tu îl simți foarte clar. Deși o parte dintre participanți, când am făcut numai eu aceste terapii, au raportat că intră chiar într-o anumită stare de conștiință modificată, stare modificată și, de conștiință. Și undeva normal să se întâmple da, așa. Ca și cum ar levita, ca și cum... E normal, da? Dar atât de intense trăirile ca să te ducă undeva, unde crezi că m-au dus, în niște traume, fără să pot să pun punctul pe ele, încă nu le... N-am conștientizat. Nu le conștientizez, nu le știu. La feedback, după aceea, m-am strâns în brațe călugărui, am zis, Doamne, ești o minune, chiar lumea ar trebui să te știe, să te cunoască, fă cumva să faci lucrul ăsta. Și am zis, câte vieți mi-ai curățat? Despre ce? De durerea asta, de unde a venit? Din 100 de vieți. Eu așa am avut impresia, că e în structuri de 100 de vieți. Și a zis, e din viața asta, din viața prezentă. Din perioada intrauterină în special până... Deci câtă durere putem să acumulăm? De acolo era... Deci singură viață. Într-o viață de om, în perioada intrauterină și momentul nașterii în principal, m-am uitat, eram conectat ochi în ochi atunci, bineînțeles că plângeam și am zis, nu se poate, dar știam, corpul meu îmi răspundea că se poate, că ăla e adevărul, că rostește adevărul. Știi cum e? Cum simți când cineva rostește, când e un adevăr pentru tine? Nu poți să-l explici, dar știi cu toată ființa ta că ăla e adevărul? Da, da, da. Deci nu îmi vorbeau prin cuvinte, îmi vorbea prin ce îmi transmitea energetic, pentru că puterea lui... Deci vorbim despre un om care a trăit în sălbăticie în peștere ani de zile și a fost inițiat prin trăirile în conexiune cu mama natură, adică de un om absolut special și cu daruri speciale. Deci era energia lui care vorbea, nu cuvintele, și am fost total de acord cu el și imediat în momentul ăla mi-am adus aminte că vin să predau Matrix Reimprinting, că urmează la nicio săptămână reprogramarea matricei nașterii și chiar această autoare vine în România și în scurt timp, atunci când ea va veni, o să facă și o prezentare a cărții care deja a apărut la o editură cunoscută. Dar vorbim la rubrica de carte despre sigur, asta mai sigur, mult. Sigur, da. Sigur. Și am zis, e un prilej de a... Da, mi-am dat seama că astea nu sunt lucruri pe care țin numai de planul meu interior și de trăirile mele, ci bineînțeles că trebuie spuse. Nu că trebuie, ci că îmi face bucurie să le spun, să le leg, cum s-au legat ele în experiența mea, în această călătorie inițiatică, cum s-au legat și concluziile la care m-au dus și confirmările că toată trauma aia, toate durerile, la toate care credeam că sunt din mai multe vieți, sunt dintr-o singură viață, ceea ce a reprezentat adevăr pentru mine
mine și mi-am și amintit că e greu să lucrăm cu astfel de informații. Eu am plecat, de exemplu, din India fără să știu cu subiect și predicat ce traume, care, ce, cine... Păi poate că nu contează. Cine, cu cine, ce a făcut, de s-a întâmplat așa, dar de percepția mea, de eu am fost amprentat. Conștientă să le știe, ți-ai pus problema? Știu, nu, doar observ că pentru cineva ancorat în mental, nu e neapărat să primească răspunsurile astea, dar învață să lucreze și să, nu că să se mulțumească, să aibă încredere, că de fapt despre asta e vorba, despre un element de încredere pe care noi ne-l construim prin tot ce trăim, prin cursurile pe care le urmăm, prin emisiunile pe care le urmăm. Noi clădim fundamentăm elementul ăla de bază, încrederea, în sensul de credință. Da. În da. Credință. Să fim în credință că nu e nevoie să știi mental, cu subiect și predicat, fapte. Nu e nevoie ca mintea conștientă să obțină toate datele, ci există un limbaj al minții subconștiente, într-o busolă interioară, prin emoții și gânduri, care poate fi accesat. Poți comunica tu cu tine, cu mintea înaltă, și obține astfel de concluzii, de curățare, zic eu, pentru că nu e vorba de vindecare în termen medical, dar evident, referim... nu, și termenul curățare mi se pare foarte potrivit. Chiar dacă nici măcar cu ăsta nu sunt confortabilă și prefer integrare. Curățare presupune deja ceva murdar, ceva de reparat, ceva... Dar suntem în dualitate și asta e ceva rău. Hai să zicem armonizare atunci, cum ți se pare? Bravo, Doamne, ce-mi place mie, cum găsești tu cele mai potrivite. Aha, trebuie să-mi acorzi copyright la Te rog, da, și ai mai spus-o într-o emisiune și încă nu l-am integrat cuvântul ăsta. Înseamnă că e un dar pentru mine, e un semn pentru mine. Armonizare, absolut minunată cuvântul și invitația, el invită la o stare de a fi diferită de cea în care dăm cu coadele. Da, sunt momente în viață în care cred că ne resincronizăm cu noi înșine și mi se pare important că apar momentele astea. De multe ori apar de la sine și asta mi se pare foarte interesant. Deci apar de la sine când îți dai voie și știi când îți dai voie cu ușurință? Când ești atât de obosit de zbatere încât te așezi și tu în mijlocul drumului și zici facă-se voia ta. Și atunci se întâmplă. Da. Da, știi că auzeam, deseori am auzit treaba asta la terapie. De ce mi se întâmplă în concediu? Toate lucrurile. Fiindcă în concediu... Te relaxezi. Stai jos pe piatră, la figurat, evident, da. Și da. Respiri. Da. Și așa se întâmplă. Da. Din nou scurtă pauză, ne pregătim pentru rubrica de carte. Cartea lui Ștefan se realizează în această seară împreună cu doamna Liliana Stanciu, trainer EFT și Matrix Reimprinting. Subiectul serii este reprogramarea matricei nașterii. Liliana, vreau să te rog pe tine să prezinți cartea. Este o carte pe care eu n-am apucat să o, nici măcar să o văd. Înțeleg că se lansează acum foarte curând. Da. Deci telespectatorii pot să fie atenți la... La vești. La vești, exact. Eventual să se uite pe blogul tău sau pe Facebook, da? Pe blog, pe Facebook, că fac acolo anunțurile. Totul e organizat deja pentru venirea lui Sharon King, autoarea cărții. Așa. Cartea fiind Vindecă-ți nașterea, vindecă-ți viața. Foarte sugestiv titlul. Ea va face o prezentare, editura va organiza o astfel de întâlnire cu ocazia venirii ei în țară. Noi o așteptăm 25 de oameni în mod special pentru a ne preda tehnica aceasta
care este de specialitate, o anexă, este o, este o aplicație a reprogramării matricei a lui Matrix Reimprinting. Cursul este deschis numai pentru cei care au făcut nivelurile de bază? Da, da. Și va fi integrat ca modul în cursul Matrix Reimprinting pe care eu și încă un trainer în România îl ținem. Deci, în viitor, lumea va avea acces la informație prin intermediul acelui curs în partea de aplicații practice. Că mă gândeam la cei care ar vrea să se înscrie acum și poate nu au timp sau dacă vor putea să urmeze parte, totuși cursul. Dacă fac parte din cei 300 de practicieni EFT din România, pot să vin în weekendul ăsta la Matrix Reimprinting și sunt două cursuri care se țin și de mine și de trainerul, al doilea trainer în România, dar astfel încât să poată participa într-adevăr ca și specialitate la cursul lui Sharon King. Dacă nu, dat fiind că pentru mine este important să vorbesc despre lucrare, despre lucrări, despre carte, despre autoare, ca lumea să știe că există abordări noi. Practicieni sunt cei care sunt sau vor fi în acest curs și mi-e foarte drag să fac astfel de, să organizez astfel de evenimente, pentru că lumea mă întreabă pe mine, nu puteți lucra, vreau și o sesiune individuală. Nu am timp să lucrez în sesiuni individuale cu toată lumea care dorește și ar însemna că dacă dedic acel timp lucrului cu o persoană, poate alte 100 de persoane nu află noutăți sau exerciții sau meditații sau ce pot să fac pentru mai multă lume. Și dacă am văzut că reușesc să aduc informație către mai mulți, am preferat să o fac în grup, în felul ăsta. Deci, și mi-am și atins scopul până acum, dorința de a forma practicieni, de a-i ajuta pe alții, de a facilita, că nu îi formez eu, ei se formează prin alegerile de a participa la astfel de cursuri. Și formarea vine din interior, din că interior. Știm deja acele eu lucruri, trebuie să le redescoperim. Sunt un facilitator și sunt acolo să le spun din toate experiențele mele, să-i inspir, cum și alții mă inspiră pe mine, dar, da, răspunsul este că e dedicat cursul pentru practicienii Matrix Reimprinting, dar va fi parte din partea de aplicabilitate în anul. Asta înseamnă că dacă cineva nu are încă nicio calificare, să zicem, în domeniul ăsta, poate să-și aleagă pe viitor, să urmeze toate nivelurile, te poate căuta primul și cel poate ajunge inclusiv la nivelul acestui curs. Și chiar dacă nu lucrează cu clienți, dacă nu lucrează, poate lucrează cu cei dragi, poate vrea el pentru el, că lumea zice, eu nu vreau să fiu practician. Păi, cred că vrei să fii practician în viața ta, că de fapt despre asta e vorba, că învățând să lucrezi cu alții, de fapt îți dai seama cum te repoziționezi față de tine până la urmă, că ai nevoie să te disociezi. Ai găsit în emisiunile trecute un cuvânt pe care nu l-am reținut, nu disociere, ci repoziționare, cumva, a ta detașare. Detașare, dar mai era încă un nu termen. Mai știu. Da, foarte inspirat, la fel ca armonizarea, dar o să mi le notez de acum, fac vocabular după ce plec de la tine, promit, de a te repoziționa tu în viața ta, față în față cu tine, înțelegând că ai resurse dintr-o poziție acum și poți să te duci într-un câmp, într-o matrice, undeva unde aveai nevoie de resursele alea și folosești trecutul. Dar aveai, dacă aveai, încă ai. Asta e paradoxul. Corect. Cu orice nevoie de-a mea din trecut am venit aici. Iar legătura cu cartea pe care am propus-o pentru emisiunea de astăzi este invitație de a o citi, de a trece prin ea. Este practică, la fel cum sunt și celelalte două cărți de profil din Matrix Reimprinting, scrise de... Hai să le spunem și de, care sunt. De Carl Dawson. Corect, să ne reprogramarea matricei mentale. Este traducerea mentală, dar părerea mea e că e vorba de matrice informațională. Deci, reprogramarea matricei mentale e primul volum, prima carte scrisă, împreună cu Sasha Allenby, de Carl Dawson. Și este apărută la noi de câțiva ani. Anul ăsta, în primăvară, cred că a apărut și cealaltă, Transformă-ți viața, transformă-ți convingerile, la o altă editură, publicată de o altă editură, tot de Carl Dawson, scrisă ca și coautor.
Iar acum a treia din profil, în același profil, în ceea ce privește Matrix Reimprinting, aceasta cu momentul nașterii, scrisă de Sharon King. Cele trei ar fi de referință. Bineînțeles, terapia prin ciocănituri e titlul acela haios, da, scrisă de Nick Ortner cu privire la tehnicile de eliberare emoțională, care ar fi o bază, un început. Lumea, dacă vrea, publicul larg care ne urmărește, dacă simte interes, dacă simte că simți interior, nu trebuie să ai foarte multe detalii, pentru că nici nu le poți cuprinde dintr-o emisiune sau de la o simplă citire a unui site. Te documentezi sau pur și simplu alegi să mergi la un început de cursuri și vezi după aia dacă la care e primul la care ar trebui să participe dacă își doresc, este EFT nivelul 1 și 2, adică tehnici de eliberare emoțională. De ce? Pentru că înainte de orice reprogramare și rescriere și repoziționare și orice, ai nevoie să lucrezi la cald cu ce e foc acolo, cu emoția ta, oricare e, zi de zi, clipă de clipă. Ce simt? Pentru că dacă simt într-o direcție pe care o numim negativă, se pare că nu sunt în aliniament cu țelurile mele, misiunea, cu alegeri de viață, cu grația și ușurința, cu cea... Nu sunt pe drum sau sunt pe drum, adică nu sunt pe drum, dar sunt pe drum. Dar nu sunt pe drumul ușor. Și dacă vreau să vin pe un drum mai ușor, mă învăț să lucrez cu emoțiile. Lumea zice, da, dar se poate învăța și internet. Mult succes! De-aia am pus acolo sute de resurse. Învață după internet, dar fă important orice să faci, să înveți să lucrezi cu emoțiile. Asta e primul pas, modulul de bază. După aceea, orice reprogramare, rescriere, repoziționare, că o faci prin călătorii inițiatice, că o faci prin matrixul nașterii, că orice altceva merge. E binevenit. Da. Ultima pauză din emisiune, ne pregătim pentru rubrica de recomandări. Recomandările săptămânii se realizează în această seară împreună cu doamna Liliana Stanciu, trainer EFT și Matrix Reimprinting, la sfârșitul unei emisiuni în care am vorbit despre reprogramarea matricei nașterii. Iată din partea mea o recomandare. Am constatat în cadrul terapiilor pe care le practic că acest lucru este foarte util. Iată despre ce este vorba, să învățăm să ne conștientizăm de fiecare dată emoțiile. Fie că facem măcar acest prim pas, doar acest prim pas în viață, asta ne va învăța cum să ne regăsim echilibrul și cum să avem o viață mai armonioasă, mai senină și mai fericită. Mi-aș mai permite față de dumneavoastră și o recomandare organizatorică, și anume, pentru a fi la curent cu toate emisiunile, abonați-vă la canalul de YouTube al televiziunii 6TV, așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră ca de obicei, iar dacă apreciați emisiunile noastre, folosiți și funcția share ca să le vadă și prietenii dumneavoastră. Și iată, cu aceasta, Liliana, nu-mi rămâne decât să-ți mulțumesc pentru participarea la emisiune, pentru a nu știu câtă oară, cu la fel de multă bucurie sau parcă mai multă bucurie de fiecare dată. Și pentru mine de data asta, că am retrăit și m-ai ajutat să retrăiesc niște momente plăcute din trecutul recent și în consecință am să te rog pe tine să spui fraza de încheiere. Păi este o invitație, ca întotdeauna. Dacă simți că ți se încălzește inima, urmează-o. Eu asta am simțit, că se încălzește la propriu, că se încălzește ca o intuiție. Îți seamnă că îți spune ceva. Dacă face clic, se aprinde un beculeț, urmează-o. Lasă-o să vorbească. Ascultă inima înaintea minții.
Mulțumesc încă o dată, Liliana, să ne revedem cu bine la Dialoguri între minte și inimă. Cu mult drag, mulțumesc. Dragi prieteni ai emisiunii noastre și ai televiziunii 6 TV, vă doresc să aveți zile minunate și să ne revedem ca de obicei sâmbăta viitoare în jurul orei 19. Bună seara, dragi prieteni! Bine ne-am regăsit la Tehnologiile Sănătății, din nou o emisiune surpriză. Să zicem așa, în continuare, ori este necenzurat, pentru că totuși foarte mulți ne-au semnalat plin de bucurie tot ce le-ai împărtășit. Da, greșii omenești, a perseverat devine diabolic. Nu știu de ce m-ați mai chemat. Glumesc. Mulțumesc mult încă o dată, e o mare plăcere pentru mine. Mă simt ca în tinerețe, adică mă simt bine cu voi. Curiozitatea maximă era unde ne îndreptăm. Nouă ne place confortul, comoditatea. Tehnologia și evoluția tehnologică ne-a adus timp liber, o parte, confort, informații. Dar unde ne îndreptăm? Eu nu fac parte din categoria celor care înfierează tehnologiile și consider a priori că tot ce ține de confortul tehnologic este eminamente greșit sau este eminamente diabolic. Pentru că, uite, o spune mult mai bine decât mine un duhovnic extraordinar, Părintele Rafael Noica, care spune: dacă Părintele nostru drag, Sfântul Apostol Pavel, ar fi avut cont de Facebook sau de Instagram, zic eu, Domne, ar fi convertit mai mulți sau mai puțini oameni i-ar fi adus pe calea cea bună. Eu cred că mai mulți. Dacă noi nu avansam din punct de vedere deloc tehnologic și rămâneam niște sclavi la jugul boului, n-am fi avut niciodată timp să ne preocupăm și de lucrurile spirituale. Tu știi foarte bine că pentru egiptenii antici, unul dintre păcatele de moarte era munca în plus. Pentru că egiptenul spune: domne, omul nu este chemat să fie bou. Omul este chemat să-l raționeze pe Dumnezeu. Pentru asta are nevoie de timp. Cuțitul în sine, în mâna unui criminal, să știți că nu are nicio vină. Același cuțit în mâna unui medic devine bisturiu și salvează vieți. O tehnologie care te otrăvește față de o tehnologie care te omoară, asta nu înseamnă că tehnologia în sine produce bine sau rău, ci intenția, sentimentele, viziunea operatorului sau a celor care produce tehnologia respectivă. Ce am fi fost noi astăzi dacă n-am fi avut curent electric, foc, și așa mai departe. Dar hai să le separăm cumva. E adevărat, dacă tu îi dai o valiză cu butonul roșu, cu acces la tot arsenalul nuclear, unui copil de clasa 8-a, și zici: bă, uite, să facă două valize asta. Și el se ceartă dracului de întâmplare cu unul dintre 11 și mănâncă și bătaie. Și el știe care e o valiză pe care lasă că ți-arăt eu ție. Aia e nasol. Și atunci s-ar putea să surprind pe multă lume, e nevoie totuși de o edită de bună credință, edita lui Dumnezeu, care să aibă o cenzură asupra tehnologiilor, pentru că vedem de la Prometeu încoace, da, domne, m-a primit focul, extraordinar, a evoluat, altfel fără foc rămâneam și acum pe acolo, pe unde eram, în pește. Dar oare era pregătit omul de atunci, omul lui Prometeu, era pregătit să înțeleagă toată dimensiunea focului? Și revin de unde am plecat în prima emisiune. Dacă noi suntem chemați să cunoaștem, bă, deopotrivă și binele și răul, noi cu orice tehnologie vom avea, putem să alegem să facem bine sau putem să alegem să facem rău. Uneori unii aleg prima dată să facă rău cu o tehnologie, după care își dau seama, bă, dar asta a făcut rău, nu poate să facă și bine. Și atunci se convertesc tehnologii militare, de exemplu, în tehnologii medicale. Dar tot în urma unei experiențe a răului. Adică oamenii, bă, au văzut, bă, am făcut un dispozitiv, am prăjit niște creiere cu el. Oare nu putem să facem din același dispozitiv să hrănim, să creștem din nou nivelul de apă din organism? Adică dacă reușim pe microunde să scoatem apa dintr-un organism, oare nu reușim să și aducem? Și uite că sunt tot felul de tehnologii, și ruse, și americane, și chineze, și europene, care inițial au fost tehnologii de război, dar care prin înțelepciune, prin maturizare, prin bunăvoință, prin bună credință, s-au transformat în tehnologii pozitive. Și atunci hai să pornim discuția noastră de la un concept de bază. Tehnologia nu este bună sau rea. Oamenii sunt buni sau rea. Care sunt pericolele tehnologiei? Care sunt tentațiile? Cea mai mare tentație a tehnologiei, pentru că dacă ne referim la lumea virtuală și pornim totuși de la o axiomă,
creierele noastre nu sunt predispuse nativ să facă diferența între ficțiune și realitate. Pentru că noi o jumătate din viață o trăim în simpluri, adică în alea 5, și suntem în ceea ce se consideră realitatea obiectuală sau realitatea concretă, senzorială. Dom'le, toți vedem, toți auzim, toți mâncăm, toți pipăim, adică nu pot să zic eu că dacă te strâng așa că ești tare, dacă toată lumea zice că ești moale sau invers, că tu de fapt ești într-un sac alb. Dacă toată lumea te vede că ești negru. Bun, asta e o realitate. Dar cealaltă realitate, când dormim și visăm, când suntem noi cu noi înșine, am închis ochii, ne-am obturat simțurile din afară și suntem doar noi cu gândurile noastre și cu dorințele noastre și cu năzuințele noastre și cu visele noastre, cu așteptările noastre, cu speranțele, nu le vede nimeni, suntem noi cu noi acolo. Altă realitate e asta. Și atunci nu știu, eu nu știu care dintre realități este mai realitate decât cealaltă. Ele amândouă sunt o realitate. Văzutul și nevăzutul sunt o realitate. Oare nu este o distorsiune imensă filtrul ăsta al minții, al experiențelor noastre, al imaginației noastre față de realitatea ea, așa cum este ea? Păi, tata, iar realitatea este și văzută și nevăzută, este și o realitate determinată și o realitate nedeterminată. Realitatea este un raport cauză-efect. Eu îi văd un efect, dar trebuie să-i cunosc cauza, cauza nu o văd. Cauza poate să fie o irealitate față de efectul unei realități. De obicei, Yin și Yang, cam asta ne și spune. În inima Yin-ului se naște Yang-ul și în inima Yang-ului se naște Yin-ul. Moliciulea se naște din putere și puterea se naște din moliciule. Și atunci e foarte amuzant și în același timp foarte interesant, pentru că ne putem să facem diferența niciodată fundamental între ficțiune și realitate. Omul când nu mai face diferența între propria lui realitate lăuntrică și realitatea un anim acceptată din jur, se numește schizofrenie, da? Dar e un diagnostic pe care l-au dat unii. Dar știm noi că trăirea unuia din lăuntru, poate pentru el e mult mai adevărată decât toate celelalte trăiri ale celorlalți. Deci de asta nu suntem subiectivi. Inevitabil suntem subiectivi. Care e pericolul virtualizării? Asta spun. În momentul în care e ca un drog. Adică eu am o viață precară, o anostă și plictisitoare. Sunt timid și hai să presupune că sunt și impotent. Adică am ca bărbat toate necalitățile care să mă facă și pe mine să fiu fericit. Totuși, cineva îmi pune la dispoziție o claviatură, o tastatură și un joc în care eu încep să devin și viril, și puternic, și simbolic, și sunt regele lumii. Și nu mai sunt grăsuț, mic cu bube și față de tocilar, semăn, nu știu, cu un super erou. Evident, avatar, ne alegem un avatar. Și atunci e evident că în fața ceea ce, că vorbim de confort, îmi produce un mare disconfort în realitatea din afara mea, este substituit și o frustrare. Și o frustrare și un complex de inferioritate și o serie întreagă de nenorociri care mă pot duce chiar și la o depresie suicidală, da? Dar dacă eu mă regăsesc fără să mă deranjeze nimeni și eu dând skill-urile mele, dând 3-4 butoane, cuceresc o lume întreagă, fac planete, imperii, mă duc, fac drag, s-ar putea să-mi placă atât de mult. La fel de mult cum face și drogul. Drogul te scoate dintr-o stare de unde îți convine și ai luat heroină și dintr-o dată tu zbori, vezi, înțelegi, până când s-a terminat efectul, se mai încă o dată și încă o dată și încă o dată. Asta e pericolul. Că noi nu știm să tragem granița. Bă, ce e ficțiune, e ficțiune, ce e realitate, e realitate. Dacă am ști, n-am mai plânge când mor actorii în filme. Nu? Adică de ce am plânge noi că a murit Leonardo DiCaprio din Titanic? Că știi că n-am murit, că doar nu suntem cretini. Nu că l-am văzut și în alte filme de după. Și totuși, plângem. Aici trebuie, adică tehnologia e foarte bine că avansează. Numai că ea trebuie să vină și cum există și la cubul ăsta, există o cărticică foarte bine documentată, domne, care îți explică despre ce face cubul ăsta. Este evident că purificând aerul, vom avea beneficii atât în sfera psiho-emoționalului. Din păcate, din nou, foarte mulți oameni suferă de depresie și cu adevărat nu avem nevoie de un aer poluat, pentru că un aer poluat în niciun caz nu va ajuta creierul și mentalul nostru să iasă din această boală și ea a civilizației moderne, depresia. Sigur că claritatea gândirii noastre, dacă vreți, forța noastră fizică este influențată de calitatea aerului pe care îl inspirăm. Mai ales copiii sunt afectați atunci când aerul este poluat. Sigur că nu se pot dezvolta fizic, dar nu se pot dezvolta mental. Asta e problema cea mai mare. Ori la vârstele acestea, ei fac un efort mental deosebit. Pentru că merg la școală și trebuie să învețe, trebuie să fie concentrat, să aibă... Astăzi, din nou, auzim de afecțiune care se răspândește nepermis de mult, autismul și ADHD-ul. Adică acea
hiperactivitate și deficiență de concentrare. O componentă a acestor afecțiuni poate fi și aerul poluat. Această tehnologie spațială, conținută în ImmunoCube, este, dacă vreți, o soluție pentru a scăpa de poluanții din apă, aer și, de asemenea, din încăperii noastre și din alimente, mai ales. Din păcate, majoritatea oamenilor locuiesc la orașe. În orașe nu avem, nu beneficiem de calitatea aerului pe care la oamenii care trăiesc la munte. Și acest aer, vedeți dumneavoastră, nu numai că este toxic și prinde particule nocive, unele chiar în cantități mai mari pot fi chiar fatale, ci el are o aciditate mai mare decât aerul obișnuit normal, chiar dacă ar fi plin de particule. Această aciditate, să știți, aerului influențează în mod direct prin respirație, pentru că intră, aerul intră în contact cu sângele corpului uman în mod direct, prin alveole pulmonare. Și ajungând la nivel direct în sânge, această natură acidă a aerului acidifică și sângele și întreg corpul nostru. Deci nu vorbim numai de stresul pe care avem în mod normal prin factori psihologici. Este vorba de și de o aciditate pe care o dobândim în mod aproape spontan, instantaneu, prin respirație. Această aciditate, să știți că ne influențează comportamentul, ne influențează stările, ne modifică stările de conștiință și ne aduce pe toți în această agitație pe care o vedem în toate orașele mari și de care am putea scăpa dacă am beneficia cât mai des de aceste calități, aceste proprietăți ale imunocubului, care el poate să purifice aerul și să ne aducă într-o stare de alcalinitate, de o liniște imediată, într-un timp foarte scurt, prin respirație. Deci nu vorbim numai de energie, nu vorbim numai de informația care se schimbă, vorbim de alcalinitatea sângelui care este foarte rapid schimbată prin imunocub. Prin tehnologia imunocubului alcalinizăm aerul din jur și indirect alcalinizăm și sângele din corpul nostru, astfel restartând sistemul imunitar, aducându-ne pe noi din nou în starea de a deveni rezistenți la toți factorii de stres care sunt în fiecare zi în orașele mari. Acest aparat imunocub purifică și energizează apa din aer pe care respirăm zi cu zi și ne aduce în timp la o stare de limpezime spirituală, o limpezime mentală și sufletească. Pentru că atunci când dai un corp sănătos, bineînțeles că și sufletul tău este luminos și limpede, apropiat de ceea ce vrea Dumnezeu să avem cu toți. Folosiți cu încredere imunocubul pentru a vă întări imunitatea și pentru a face față condițiilor vieții actuale. Noi toți vedem și trăim tot felul de scene și judecăm și reacționăm în funcție de scenele astea, da, fără să vedem realitatea. Știi ceva? Nu numai că suntem spectatori într-un cinematograf, noi suntem și operatorii și regizorii și actorii propriilor noastre vieți. Gândește-te, felul meu de a privi se comportă exact unul la unul cu orice cameră de înregistrat imagini. Văd aproape, văd departe, adică am transfocator, da? Văd clar, văd neclar, adică am șarf, da? Văd prin plan, văd mediu, văd groplan, adică am spațiotemporalitatea unui exercițiu de filmare tehnologic, este exact unul la unul cu forma de percepție vizuală, auditivă și așa mai departe. Sunt și regizor, pentru că eu văd semiotic, văd toate semnele din afara mea, dar cineva le traduce în concepte. Altcineva ia conceptele care devin importante și valoroase pentru mine și dintr-un miliard de bits de informații mie îmi selectează regizorul alea 10-15% care chiar mă interesează. Să dau un exemplu mai simplu, dacă eu sunt înnebunit după brunete și intru într-un bar, prima dată și prima dată am să caut brunetele, după care mă interesează blondele roșcate sau celelalte. Pentru că am o țintă, am valorizat, domnule, dintre toate femeile mie brunetele îmi plac. Și atunci creierul meu, dintr-un miliard de femei din asta, o să-ți leagă pe alea pe care le valorizez eu. Și atunci montează, filmează, editează și noi ne jucăm propria noastră partitură. Vrem să fim macho? Odată sunt altcineva, vreau să fiu mieros, mă vin, îți vorbesc ca fel. Și suntem cinematografici. De-aia cinematografia e considerată a șaptea minune a lumii, pentru că e o sinteză a tuturor celorlaltor arte într-o singură dimensiune. Ai și pictură, și scenografie, și teatru, și ce vrei tu. Care e rolul și impactul
elitelor ascunse ale lumii, în cinematograful ăsta în care se creează impresii, se creează idei. Oamenii cred că sunt ideile lor, dar cum sunt implicați, cum acționează elitele ascunse ale lumii în a crea diverse filme și trăiri umanității? Uite, foarte bună întrebare asta. Hai să pornim foarte simplu să înțeleagă toată lumea. Dom'le, noi avem o singură putere reală dată de la Dumnezeu. Bă, să vreau să zic da când vreau să zic da la ceva sau să zic nu când vreau să zic nu. Eu pentru a ști dacă trebuie să zic da sau pentru a zice nu la ceva, eu trebuie să fiu informat. Și atunci, în orice fel de poveste care presupune un transfer de la unul la altul, de informații, de bunuri, de produse, de cutare, de cutare și așa mai departe, de rețete, de ce vreți voi, ca să fie onest și cinstită, trebuie să facă apel la capacitatea de raționalizare a partenerului cu care faci treaba asta. Adică să nu-i dai la o parte rațiunea, să nu-l manipulezi emoțional, ci rațional. Pentru că eu prin rațiunea mea, prin mintea mea, prin iluminarea minții mele, eu pot să hotărăsc dacă eu pot să beau 400 de vodcă într-un pahar de apă sau pot să beau 40 de mililitri de vodcă. Toate studiile arată că toate, adică 80-90% din tot ce cumpără oamenii o fac emoțional. Dacă o fac doar emoțional și neirațional, înseamnă că ați dat răspunsul. Cineva manipulează politice. Greșit. Da, dacă asta spun. În România măcar sunt 100% emoțional, nici măcar asta, 90%. Eu predau, printre altele, exact asta la facultate. Manipulare, dezinformare, fake news și, în general, toate viciile de comunicare sau toate agresiunile de comunicare. Te rog, cum poți să-i ajuți pe cei de acasă, chiar într-un timp atât de scurt pe care emisiunea asta îl are, dacă ei sunt studenții tăi, sunt elevii tăi? Păi, e foarte complicat să spun într-o frază, că nu frază. Trec un an cu mine ca să înțeleagă. Ai timpul la dispoziție. Eu atâta lucruri le spun. Dumnezeu nouă ne-a dat niște instrumente. Ne-a dat trup, ne-a dat minte și ne-a dat și suflet. Nu le putem separa între ele pentru că nu se poate. Mintea nu e o chestie independentă de suflet sau de trup sau invers. Dar, domne, omul încă din antichitate a găsit ecuația corectă a adevărului, care pleacă de la un adevăr concret și se termină într-un adevăr spiritual. Starea de sănătate nu poate intra într-un organism murdar, impropriu, nenatural. Și atunci, băi, hai să avem un trup curat. Adică nivelul de toxicitate, nivelul de moarte, nivelul de aciditate din corpul nostru să fie în parametrii normali. Primul pas, haide Dumnezeu să ne curățăm trupul. Prima dată când intri într-o încăpere, dacă vrei să te locuiești în ea, faci curat, aerisești, după aia vezi dacă schimbi decor. Ce contează în curățenia trupului? După aia, revin imediat, după care, automat, dacă vrei să mergi mai departe ca să nu mai devii o victimă a istoriei, ci să devii un actor al istoriei, adică să poți să zici tu da sau nu la ce vrei, trebuie să-ți iluminezi mintea, adică trebuie să faci în așa fel încât de la trup să faci un salt cuantic, dacă vrei, în cultivarea minții. De-a lungul istoriei, omul a suferit multe transformări, civilizația a căzut și s-a renăscut de foarte multe ori, dar de fiecare dată, să știți, omul a întâmpinat greutăți, dar s-a întărit. De data aceasta, omul nu mai are factorii și opreliște care le-a avut acum milioane de ani, sute de mii sau mii de ani. Condițiile de astăzi sunt niște provocări pe care omul nu le-a mai întâlnit. Niciodată în istorie aerul n-a fost la fel de toxic ca acum, apa, alimentele n-au fost atât de dăunătoare sănătății, atât de fatale pentru viața omului ca în zilele de astăzi. Trebuie să găsim urgent soluțiile și resursele pentru a ne salva modul de viață și sănătatea noastră. Această tehnologie înglobează în ea toate principiile naturii care ne ajută să fim mai aproape de programul inițial al divin, matricea originală a genomului uman și tot ce înseamnă alimente, apă și aer curat. Acest imunocup nu numai că resetează codurile negative care le găsim în aer, pentru că el este încărcat negativ nu numai de gândurile noastre și de respirația noastră, și în afară de factorii fizici și chimici care sunt în aer, resetează aceste coduri și vibrațional
curăță aerul, îl curăță și îl purifică și la modul simplu și îl îmbogățește cu oxigen. Deci este vorba de, ce repetam și am mai repet din nou, de cei trei niveluri pe care lucrează aparatul, fizic, energetic și informațional. Pentru cei care au practica isihastă, mă refer la cei în special care practică Oratio Mentis, acest isihasm urban, rugăciunea minții, care îl folosim în condiții de stres. Vedeți, dumneavoastră, aceștia nu sunt în munți, nici la mănăstiri. Oamenii au nevoie să se roage și această tehnologie, acest imunocup, îi ajută să, în rugăciunea lor, să folosească factori cât mai apropiați de cei din natură. Aerul pe care îl inspiră și care este un element important în rugăciunea minții și a inimii, acest aer este foarte apropiat și are proprietățile aerului din vârful munților și unde sunt munții împăduriți. Vă recomand cu căldură această tehnologie chiar și atunci când vreți să fiți doar cu Dumnezeu. Deci am zis trup curat, da? Minte iluminată. Și ar putea părea că lucrurile se opresc aici, dar aici intervine dimensiunea noastră creștină. Ce ne cere nouă Hristos? Să ne înduhovnicim mintea. Adică să coborâm, cum spun Sfinții Părinți, mintea în inimă. Inima nu minte. De ce? Pentru că este irațional. Doar creierul nostru neocortexul ăsta al nostru, emisfera stângă, emisfera dreaptă, produc conceptualizările adevăr, minciună, da, nu, noapte, zi. Adevăr, minciună, da? Sufletul nostru este ca o singură respirație. Și atunci important este să trecem de la nivelul de animal, să fim preocupați doar de corpurile noastre, că atunci ne manipulează oricine. Prima manipulare, dacă vrei să scapi de aia, este să încerci să depinzi cât mai puțin de mâncărica din buzunarul altuia și să cunoști atât de bine instrumentele încât să-ți găsești mâncarea singură. Asta e una la mână. Doi la mână, pentru a nu cădea în capcana unor alegeri greșite, tu trebuie să-ți dezvolți mintea, asta e clar. Și asta nu poți să o faci de pozi pe alta. Trebuie să te duci la școală, dacă nu te duci la școală, trebuie să citești, trebuie să asculți de părinți, trebuie să asculți de bunici, să faci școala vieții, e foarte important. Și abia la sfârșit, când te apropii de Dumnezeu, să fii preocupat de cum îți cobori toate cunoașterea și toate cunoștințele în inimă și să simți și să trăiești din inima ta. Adică să ai această subtilitate a simțirii încât să nu mai filtrezi mental dacă îți convine sau nu îți convine, e confortul tău sau e disconfortul tău, ci pur și simplu în inima ta să știi dacă lucrul este bun sau nu este. Și dacă ajungi acolo, nu te mai poate manipula nimeni. Ca să-ți răspund la o întrebare legată de ce le-aș spune eu studenților. E ca la televiziune. Noi de multe ori acuzăm posturile de televiziune că dau numai mizerii. Iar posturile de televiziune spun, dar nu, dar noi dăm ce ni se cere. Da, corect. Asta cere publicul, asta dăm. Noi suntem o televiziune comercială. O să auzi inevitabil butada asta așa. Așa, și părerea ta care e? Eu cred că natura noastră umană este atât de ticăloșită în miile de ani de experiența binelui și a răului, încât niște băieți ăștia manipulatorii nu te coordonează, nu, ei știu că tu ai nevoie să satisfaci setea de homosexualitate, de prostituție, de droguri, de senzațional, suma de... tuturor vicilor există deja în istoria umanității, pentru ce orgii și ce nenorociri făceau imperatorii romani acum 2000 de ani sau de... deci suma ticăloșilor e constată. Vorbești de 2000 de ani, dar se întâmplă în zilele noastre. Niște băieți deștepți ăștia la care vrem noi să facem repere, adică artizanii păpușari, ei au zis așa, bă, tată, există o mare lăcomie pe vici. Trebuie să facem bandă în asta sau nu? Adică etic și moral este să facem bandă în droguri, prostituție și așa mai departe? Sau bani și putere. Bani și banii putere. Banii aduc puterea. Banii, dacă nu te conduc la putere, nu înseamnă nimica. Iar puterea, dacă nu are treabă cu banii, nu înseamnă nimica. Decât uneori nici nu e nevoie de bani. E de ajuns că deții ațele cu care îi manipulezi pe ceilalți. Da, ca să poți să poți să duci la bun sfârșit un proiect, îți trebuie bani. Vrei să umpli paharul ăsta cu apă alta decât de la robinet? Dai 5 lei, altfel n-ai altă apă, înțelegi? Puterea e indisolubil legată de bani și invers. Și atunci cred sincer că niște băieți care n-au probleme de spiritualitate și de etică și de morală spirituală au zis așa, bă, până ne interesează bani. Da? Sunt, domne, mulți consumatori de droguri, da. Deci cineva va dori să cumpere, va face orice să cumpere un prost, va da oricât, cât dă, $100 pe un căcat. Ok. Bă, ne băgăm sau nu ne băgăm? Cine face selecția? Natura umană. Niște oameni
care în sufletul lor, în gândul inimilor, știu că lucrul ăsta este o ticăloșie. Adică, bă, sigur, ăla vrea drogul, nu o să ți le ia de la tine, le ia de la altul. Deci n-a rezolvat problema cu drogurile. Tu zici că ești pragmatic, bă, decât să dea de la altul, nu mai bine ia de la mine. El de lua va lua oricum. E ca la prostituție. Că e legalizată sau nu e legalizată, prostituția există de când lumea. Deci n-ai cum să o combați. Da? Că natura umană ne va duce tot acolo. Niște femei se vor simți mult mai confortabil să plătească 100 de euro pentru 5 minute de sex decât să muncească 30 de ore pe zi ca să câștige o 300 de euro. Înțelegi ce spun? Adică că tot în paradigma confortului ne află. Și atunci, nu cred că cineva ne creează viciile. Cred că viciile sunt create de istoria noastră. Numai că există niște oameni care din lăcomie, adică au pus lăcomia mai presus de frățietate. Adică, bă, dacă ești fratele meu, bă, ia-mă deoparte și zici, bă, tati, dă-le mama lor de dragul meu. Bă, nu-ți fac bine. Bă, joacă-te cu ele, încearcă, dar înțelege că nu-ți fac bine. Bă, bă, nu mai mâncați carne de asta cu hormon de creștere în ea, nu? Că nu vă face bine. Bă, nu mai dați banii pe tot felul de prostii. Luați o chestie care să vă facă bine. Nu. Aici e ca să-ți dau răspunsul. Elita, dacă ia lui Dumnezeu, ia omul din greșeală și îl conduce spre un lucru bun. Asta nu e profit. Asta, la un moment dat, s-ar putea să intrăm într-o altă paradigmă. Și mai ciudată, binefăcătorii umanității sunt primii sacrificați de ea. Această tehnologie este mai utilă ca niciodată pentru viața pe care o ducem noi în acest stres, în această viteză, pe care noi nu mai mergem către un loc, toți alergăm. Nimeni nu mai pășește, nimeni nu mai merge liniștit, toți alergăm. Această tehnologie ne readuce liniștea de care avem nevoie, un aer curat, alimente sănătoase și o siguranță pe care avem nevoie pentru copiii noștri. Vă recomand cu căldură. Nu e cel mai tare drog tehnologizarea, virtualizarea, satisfacțiile dintr-o lume în care tu nu mai faci diferența între real și virtual. Deci noi am creat ceva. Noi am creat virtualul. Da. Acum nu cumva virtualul ăsta suntem sclavii lui. Ba da. Copiii noștri. Știi când se va vedea satisfacțiile din acel virtual? Știi când se va vedea asta? Când noi înșine vom deveni niște bioroboți. Se vorbește de cel puțin 30-40 de ani la început în medii mai rarefiate, după care e o discuție publică despre chipuirea biometrică. Despre această posibilitate pe care Cezaru, în dorința lui de a demonstra că raiul este aici pe pământ, îți va da ție posibilitatea să trăiești între real și virtual, fără să mai depinzi de o tehnologie externă ție. Adică îți bași chipul ăsta aici sau unde scrie și în lucrurile unor mari sfinți părinți că se va ajunge la această ecuație. Deja sunt 1 miliard de chipuri biometrice editate în Statele Unite, în Japonia și așa mai departe. Adică probabil următorul salt sau următoarea provocare, care probabil va fi și ultima din experiența anumită umanitate pe pământ, va fi și proba deșertăciunii noastre cele mai mari, adică ruperii chiar a oricărui contract și contact cu Dumnezeu. Pentru că în momentul în care cineva va induce ideea că printr-o hipertehnologie pot să devin propriul meu Dumnezeu, pot să nu mai mor, pot să mă vinde de orice boală, pot să... Poți să trăiești toate fanteziile, plăcerile exact, pe care tu le dorești. Exact, pot să-mi descarc limba chineză direct în creier în 40 de secunde și dintr-o dată să-ți vorbesc în cantoneză, mandarină și așa mai departe. Sau pot să am toate filmele din lume la o clipită distanță. Cine te mai oprește față de tentația asta? Aici e o mare problemă, pentru că spun toți sfinții părinți care vorbesc despre sfârșitul lumii, converg în aceeași idee. De data aceasta, diavolul nu te va obliga sub nicio formă să-i devii prieten, ci îți va deschide porțile unui supermarket în care tu vei găsi tot ceea ce all you can buy, ca să zic așa. Oriceea ce îți dorești. Cine va rezista față de astfel de oferte? Păi probabil aia 144.000 sau nu știu cât, care apar scriși în Apocalipsă, nu? Că sunt cei scriși în Cartea Mielului, în Cartea Vieții. Deci probabil dacă e să păstrăm un raport din 7 miliarde, 8 miliarde, 10 miliarde, probabil că foarte, foarte extrem de puțin dintre oameni vor rezista tentației de a mai trăi așa cât mai trebuie pentru a se întâlni cu Dumnezeu în veșnicie. Cu cât noi vrem să avem veșnicia în afara lui Dumnezeu, cu atât fugim mai tare de Dumnezeu. Dacă fugim mai tare de Dumnezeu, înseamnă că suntem dragi, nu mai suntem oameni. Și atunci înțelegem și adevărata parabolă, tot din Apocalipsa Sfântului Ioan, care spune că cine are minte să socotească bine, că e un număr de oameni 666 asta. E un număr omenesc.
nu este un număr supraomenesc. Antichristul nu va fi un extraterestru, nu va fi un avatar, nu va fi unul venit din altă parte, ci va fi unul dintre noi, adică unul dintre oameni. Păi credeți că Hitler, Stalin, Ceaușescu, Pol Pot, ăștia de s-au jucat de-a îndumnezeirea, n-au fost antichriștii vremurilor lor? Omul Dumnezeu. Regatul meu nu este în lumea aceasta, spune Hristos. Mulți vor veni în numele meu și nu falsii profeți, falsii proroci. Dacă Dumnezeu zice că regatul lui nu este din lumea aceasta, că e antichristul, va spune regatul meu este din lumea aceasta. Eu am cheile acestui regat. Cine are chipul ăsta va trăi extraordinar, dar chipul ăsta numai eu pot să vin. Da. A, nu-l vrei? Nu te vrem să-l băticie, că nu te obligă nimeni. Nu va fi cu constrângere. De asta, sfârșitul acestei lumi va fi un sfârșit pervers, într-un sens. Pentru că noi ne vom vinde propria noastră conștiință, nu ne va lua cineva cu forță. Că dacă tu ai cu forța, ai un alibi. Bă, n-am vrut, m-am ținut cu dinții, mi-a băgat pomnul în gură, n-am avut ce să... Da, și expresia te-ai vândut diavolului. Eu cred că noi suntem într-un proces în care ne... aproape că ne hotărâm dacă semnăm sau nu semnăm pactul lui Mephisto. Noi nu în afara noastră vom găsi răspuns. Asta clar. Ci doar în inima noastră. De fapt, nu ne poate ajuta nimic din afară. Eu cred că temelia tuturor lucrurilor dumnezeiești se află în iubire. Nu spune și Sfântul Apostol Pavel, nu? Credința, dar mai presus de toate, este iubirea. Fără dragoste, dacă dragoste nu e nimic, nu e, nu? Și atunci noi nu trebuie să ne speriem de o anumită evoluție a istoriei. Că ea nu pot fi oprită de oameni. Oamenii nu pot să oprească mersul istoriei. Nimeni n-a putut să-și imagineze în 1900 că peste 100 de ani, adică în 2000, tot ceea ce părea literatură științifică fantastică, absolut fantastică, de tip Jules Verne, se va întâmpla în realitate. Doar 100 de ani. Nimeni nu și-a imaginat în 1950 că sateliții ăștia extraordinari și tehnologiile care doar armatele aveau acces vor fi în buzunarul fiecăruia. Inserate într-un device pe care îl poartă și un copil de clasa întâi în buzunar. Nimeni nu-și imagina treaba asta. Cei mai afectați de acest smog electromagnetic și de factorii de stres din societate sunt copiii, din cei mai vulnerabili. Dacă tot mă refer la părinții care le cumpără telefoane mobile extrem de scumpe copiilor, gadgeturi de care nu le sunt de imediat real folos, gândiți-vă că care le poate distruge sănătatea și mentalul, acest dispozitiv Torser este de un real folos, poate să-l ajute pe copil în dezvoltarea lui firească și sănătoasă, psihică, să îi refacă câmpul, să-l aducă pe copil într-o dezvoltare normală, sănătoasă. Ajută pe copil să-i creeze o stare de bine și de sănătate, pentru care și părinții vor fi mulțumiți. Vi-l recomand din nou cu căldură pentru sănătatea copilului dumneavoastră. Nu o să putem să împiedicăm treaba asta, dar noi putem să împiedicăm un singur lucru, să nu ne pierdem sufletul. Și atunci să-i dăm cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Perversitatea acestui exercițiu în istoria umanității este că noi vom vinde ceea ce este al lui Dumnezeu, îi vom da cezarului ca să ne dea în schimb altceva. Nu se spune că dacă nu-i dai lui Dumnezeu primul loc, nu-i dai niciun loc? Păi sigur că da. Evident. Evident. Oricât ar fi de sofisticată, oricât ar fi de performant un robot, el nu te poate emoționa cum te poate emoționa o ființă vie. Este real. Și atunci, dacă noi ne păstrăm inima conectată la viu, nu e un mare pericol robotizarea asta. Așa. Dar dacă noi ne împietrim inimile și spunem, nu există inimă, domne, dă-o, pe era să zic eu în ce. Mintea e, domne, cea mai importantă, ca aia face drept. Dacă rămânem doar în domeniul minții, fără să aducem dimensiunea inimii acolo, devenim niște roboți. Vom avea o ofertă de nerefuzat. Păi și ce, comunismul pe hârtie nu era superb? Ideologiile, în teorie, toate sunt fantastice, pentru că tu explici cum devine raiul pe pământ, ceea ce e o utopie, nu se poate. Deci toată lumea a vândut raiul până acum. Păi a vândut cineva iadul pe pământ? Adică a venit unul să zică, băi fraților, alegeți-mă pe mine, că vă dracu vă ia. Vă rup. Da, bă, dacă unul ar fi venit așa, era cinstit și el a zis, pe bune, dacă nu era un președinte bun sau un... Spunea, bă, eu vreau să-mi bag joc de voi. Bravo! Ești cinstit, deci înseamnă că poți să faci și lucruri bune. Umanitatea, de când există ea în formă organizată și până când nu va mai exista deloc, a încercat și va încerca să producă, cel puțin teoretic, un loc mai bun.
Un loc mai bun nu se poate produce decât dacă toți oamenii locului respectiv sunt buni. Numai că oamenii nu sunt buni toți și nu sunt buni în același timp. Actualitatea venirii lui Dumnezeu pe pământ e în fiecare generație. Nu este din lumea aceasta. Lumea aceasta durează puțin. E foarte complicat pentru că mulți oameni se și sperie de conceptul ăsta de mântuire și spun, bă, e foarte complicat să ne mântuim, ce trebuie să fac eu acum, post și penitență și nu pot, nu, e complicat. Nu e complicat nimic. Dacă noi putem să înțelegem că nu controlăm nimic și că murim, adică măcar atâta lucru ar trebui să ne învețe la școală. Uite, asta aș face ca să-ți răspund la întrebare. Dacă aș avea putere în România, eu i-aș obliga pe toți, ca de la grădiniță și în timpul programului la serviciu ăsta, să apară așa de când în când cât un spot. Prietene, amice, nu uita că timpul e scurt. O să mori. Bun, atâta. Ce faci tu e treaba ta, că nu poți să mă bagi, nu sunt dictator. Deci romanii aveau dreptate cu împăratul care îi se spunea... Memento mori, tati. Pentru că dacă tu nu uiți că mori, vei ști să-ți așezi viața în așa fel încât atunci când mor să fie bine. Nu tehnologia în sine, nu, cum să spun, umplerea lumii de confort tehnologic e o problemă în sine. În sine este renunțarea la Dumnezeu. Adică dacă noi avem senzația că putem să substituim setea de Dumnezeu cu tehnologia, atunci acolo ne pierdem. Tehnologia e foarte bună, să ne folosim pentru oamenii tineri. Noi am prins alte vremuri, dar pentru oamenii tineri, când îți spui renunțarea la Dumnezeu, nici nu știu ce ai băut, ce ai fumat, adică... Dacă nu e adevărat, poate o să râdă de tine. Până când ori să meargă cu avionul și face la niște bâlbe până aer și o ia până vie pe acolo, până când se duce la un control de rutină și îi spune unul, băi, tati, nasol, vezi că ai și HIV, până când îl caută moartea pe acasă pe câte unul și atunci să nu avem noi senzația că Dumnezeu nu se ivește în calea fiecăruia dintre noi, la momentul oportun că să-l înțelege. Și atunci de ce să mă supăr eu că un tânăr râde de mine și mă și flegmează între ochi când îi vorbesc de Dumnezeu? Poate nu era momentul lui. Nu, dar plictisești, adică de Dumnezeu. Ce e Dumnezeu? Doamne, are dreptul să se plictisească? I-a dat Dumnezeu puterea să zică, bă, când vorbești eu, Dumnezeu, bă, eu îți dau ție puterea să nu mă asculți. Asta te face liber cu adevărat, nu? Noi nu putem să înțelegem asta, pentru că, vezi tu, deși suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, noi când avem putere suntem dictatori, nu suntem niciunul, nu suntem Dumnezeu. Când avem toată puterea, în loc să ne comportăm ca Dumnezeu și să dăm toată libertatea, noi în momentul în care am luat toată puterea nu mai dăm nicio libertate. Dar oare tentația asta a răului nu cumva este în dezechilibru față de tentația în bine, tentația binelui? Băi, tentația binelui vine cu un preț. L-am zis mai devreme, binefăcătorii umanității sunt primii decapitați de către ea. Nu spuneți, Hristos spune, luați-vă crucea în spinare și veniți după mine. La capătul drumului vostru, dacă sunteți pe drumul meu, e crucea. Nu ne-am mințit, ai, bă, luați după mine și cu Rolls Royce-uri o să ajungem cu toții în paradis. Nu, tati, setea binelui costă, te doare, pentru că doar așa e binele. Când rupi de la tine, e simbolistica evului mediu european, o litografie foarte interesantă, care un pelican își smulge din propria carcasă ca să-și rănească pui. Asta înseamnă binele, când ai un pahar cu apă, atât ai, ți-e sete și lângă tine e unul care are buzele uscate, tu încă nu le-ai uscate. Gura aia de apă, sigur nu e suficientă pentru la oricum, nu se va hidrata cu gura de apă din paharul tău, dar gura aia de apă din paharul tău, pentru buzele alea uscate, e bine. Nu? Și atunci tu nu poți să produci binele dumnezeiesc, că ești om. Dar bucățica aia de bine care să-i amintească ăluia care l-a primit că există un Dumnezeu care prin tine i-a dat apă, că nu i-ai dat-o tu. Că dacă tu ești cu Dumnezeu, tu nici nu ai niciun gând. Și uitându-te la paharul de apă, o să zici că Dumnezeu zice, bă, dă-i și lor. Și atunci tu pur și simplu te-ai dus și i-ai dat. Și atunci e binele. Dar te-a costat pe tine din paharul ăsta, uite, tu bei mai puțin. Pă când rău, nu dai nimic de la tine, iei. Când faci rău, tu iei totul. I-am luat fericirea, i-am luat buna credință, i-am luat fecioria, i-am luat, înțelegi, i-am luat. De-aia e rău. Binele e când îi dai, rău e când îi iei. Nu? Omul frumos e un om blând, e un om autentic, e un om care știe să se bucure, e un om viu, e un om natural și normal. E un om bun. E bun. Chiar dacă el nu e pentru toată lumea bun, că nu există sfinți, decât sfinții sunt sfinți, restul suntem oameni, ai de capul nostru.
Iar omul urât e ăla care fuge de propria lui natură și are senzația că printr-o minciună, printr-o manipulare, el poate să apară în ochii noștri ai tuturor altfel decât este. Adică este un prefăcut. Păi dacă ești prefăcut, nu ești în adevăr. Nefiind în adevăr, nu ești cu Dumnezeu. Nefiind cu Dumnezeu, nu înseamnă cu cine ești, dacă nu ești cu Dumnezeu. Dragilor, dragi prieteni, fiți autentici, asta este calea. Ne revedem săptămâna viitoare. Toate cele bune. Toate cele bune, mulțumesc mult. Cu mare drag. Trăim într-o lume modernă, tot mai tehnologizată, în care din ce în ce mai mulți oameni preferă mediile urbane, ce oferă locuri de muncă mai bune și un mod de viață mai confortabil, dar și unde pericolele pentru sănătate sunt întâlnite la tot pasul. Arhitectura modernă și clădirile înalte împiedică ventilația naturală a străzilor, ceea ce duce la stagnarea și încălzirea aerului. Iar numărul tot mai mare de autovehicule și întreprinderi contaminează mediul cu noxe nocive. Chiar și locuind la etajele superioare, deschizând zilnic ferestrele pentru aerisire, în loc de aer curat, locuințele se umplu cu smogul mortal. Aparatele de aer condiționat și sistemele centralizate de ventilație agravează situația și mai rău. Fără o întreținere corectă, devin mediul ideal pentru dezvoltarea bacteriilor, alergenilor și sporilor de mucegai, care, odată cu fluxul de aer, sunt răspândite în întreaga încăpere. Dar aceasta nu este singura amenințare la adresa sănătății noastre. Produsele alimentare din supermarketuri conțin o mulțime de chimicale nocive. Legumele și fructele crescute intensiv sunt pline de erbicide și pesticide. Iar carnea de pui, porc, vită și pește conține hormoni artificiali de creștere și antibiotice, care nu se elimină nici după fierbere. De asemenea, se știe că apa de la robinet nu este potabilă și prezintă pericole pentru sănătate. Mirosul neplăcut și gustul metalic sunt rezultatul conținutului ridicat de clor și particole de rugină, desprinse de pe țevile de alimentare. Astfel, apa, sursa esențială a vieții, devine cauza principală a îmbolnăvirilor, alergiilor și îmbătrânirii premature a organismului. Astăzi, viața oamenilor depinde în totalitate de orașe, dar cum ne putem proteja noi și pe cei dragi de toate aceste pericole? Soluția există. ImmunoCub. Cel mai performant sistem de purificare a aerului, a apei și a alimentelor la ora actuală. Cu ImmunoCub totul este simplu. Îl conectați la rețea și apăsați pe buton. În doar 15 minute veți respira un aer curat ca cel de munte, veți bea o apă pură ca de izvor și veți consuma alimente bio sănătoase. ImmunoCub este un sistem unic care folosește principiile geniale, ecologice și sigure, împrumutate direct de la natură. Spre deosebire de alte aparate, ImmunoCub nu suflă aer prin cartușe, ci generează impulsuri de înaltă frecvență care neutralizează compușii dăunători de la nivel molecular prin descompunerea lor în particule inofensive. ImmunoCub este cel mai puternic purificator de pe piață. Acoperă o suprafață de până la 90 de metri pătrați și consumă doar 10 W pe zi. ImmunoCub este singurul dispozitiv care elimină complet erbicidele, pesticidele, hormonii de creștere și antibioticele din alimente. ImmunoCub purifică rapid apa din rețea, elimină în totalitate clorul, metalele grele, culoarea și mirosurile neplăcute. Distruge bacteriile și virusii, o saturează cu oxigen, o alcalinizează și o face plăcută la gust. ImmunoCub este singurul aparat garantat 10 ani. Nu folosește cartușe, nu are consumabile și nu necesită întreținere. Cu ImmunoCub veți respira aer curat și veți îmbunătăți funcționarea plămânilor. Veți bea apă pură și veți îmbunătăți funcționarea rinichilor. Veți consuma alimente sănătoase și veți îmbunătăți funcționarea ficatului. Veți simți o explozie de energie. Sănătatea dumneavoastră se va îmbunătăți vizibil, iar imaginea din oglindă vă va bucura în fiecare zi. Cel mai important lucru în viață este sănătatea. Și asta contează cel mai mult. Am descoperit dispozitivul acesta numit Torser. În primul rând că durerile s-au ameliorat. Am început să dorm foarte bine, glicemia mea nu mai sare de 180 de puncte, dar ce este mai important, după 9 ani de zile, pot să cobor scările, să merg, să alerg. L-am dus în Franța la fratele meu care a paralizat, foarte greu, cu vorbitul, cu mersul, echilibru aproape deloc, și l-am dat fratelui meu care nu avea echilibru, deci veșnic trebuia susținut de cineva să se deplaseze sau dacă lăsai singur, îi să te ia filmul, cădea jos și gata, iar trebuia ridicat. După ce a avut apărățelul, deja a început să mănânce, să se simte mai bine, acum merge, vorbește nu foarte bine. Eu zic că
torsărui, cel care l-a reglat. Pot să vă afirm că încă din primele zile durerile mele s-au ameliorat, l-am pus exact pe locurile dureroase, durerile au încetat, mai mă încearcă de când în când, dar pun imediat aparatul și am efecte imediate. Aveam dureri de picioare, de genunchi, în special când urcam scările așa, și am pus torsărul, în special pe coloană, l-am pus pentru că aveam dureri de oase, să zic așa. Și m-a ajutat foarte mult, nu mai mă dor picioarele. Cert este că reușește să amplifice biocâmpurile noastre, să creeze o protecție mai mare și să dea mai multă energie. De exemplu, mi-au descoperit aici un nodul tiroidian. Și în fiecare zi mi-l pun așa, câte 25 de minute. De când l-am achiziționat, îl folosesc zi de zi. Vă recomand cu încredere, puteți merge oriunde și acest aparat, știți că are efect oriunde vă aflați.